Gheorghe Lăcătușu alături de noi. Erau niște întrebări, da, la fel de Roxana înainte de pauză. Da, te întrebam dacă și soția ta mergea cu tine atunci când aveați vreo casă de spart sau de făcut vreo ilegalitate. Nu, soția mea n-a mers cu mine la nicio casă care am spart-o. Era complice cu mine la jocul ăsta din noroc Alba Neagră, pentru că acolo trebuia și complici care să ajute în Păi și cum te ajută asta? Te-a pe partea cealaltă și îți făcea cu ochiul? Nu, păi totdeauna la jocul ăsta din noroc, vi-l spun acum, dacă n-ai un complici, nu se poate practica. Ca la poker. Adică cineva care ajută, exact, care ajută, câștigă. Totdeauna persoanele care câștigă acolo la jocul ăsta din noroc sunt complici. Auzi, dar cum a venit trezirea asta ta, revelația? Cum te-ai făcut băia cu minte? Și înțeleg că și soția s-a cumințit, adică ea nu te certa pe vremea când făceai lucruri rele? Păi n-avea de ce să mă cert, noi din asta am trăit, asta a fost surta noastră. Deci v-ați trezit amândoi, așa v-ați avut o revelație? Nu, sau? Soția mea a venit dintr-o familie liniștit, o familie la locul ei. N-au fost infractori, nu. Dar familia ei știa ce face? Știa ce da, faceți voi? Da, o știu, dar nu a avut ce să facă. N-avea ce să-mi facă familia. Și după familia. Aia cum te v-ați schimbat amândoi? Păi eu am hotărât să mă convertesc la Baptist, Biserica Baptistă. Acolo am găsit oameni, sunt și în țara asta, sunt și oameni care cred în puterea lui Dumnezeu și în transformarea oamenilor. M-au acceptat în biserică și am 12 ani de când m-am convertit. Deci 12 ani nu mai fur, nu mai trăiești. Nimic, și jură că n-ai furat un ac în ăștia 14 ani sau 12. Nu te mai sunau foștii colegi de facultate, în ghilimele, adică nu da, ieși și noi sunat, la o treabă. M-au sunat mult timp, vă câțiva ani m-au căutat. Și? Dar cu timpul și-au luat gândul de la mine și m-au lăsat. Și-au văzut și de când te-ai convertit? Spune-ne cinstit, ai mai furat vreun ac, vreo boabă de râu? Vă mărturisesc sincer, absolut un cap de asta, n-am furat de la nimeni nimic. Va mai mult, în ultimii 4 ani de când administrez biserica, nici nu mai înșel oameni, nu mai mint, nu mai absolut. Păi și poți așa? Oamenii săraci, și mă ocup cu asigurarea săraci. Și te simți bine așa? Da, mă simt foarte bine, mă simt liniștit, mi-am recăpătat liniștea de care nu aveam. Stau, nu mă tem de poliție, acum poliția mă știe. Dar oamenii din comunitate de acolo care știu ce ai făcut tu în trecut, au încredere acum în tine? Foarte mare. Reveniți în zona aici, la Sârgovna, și o să vedeți. Vă convingeți. Bravo, felicitări. Ești printre cei mai cunoscuți, nu, de acolo? Deci eu în fiecare vineri, în Sârgovna, aici, hrănesc 80 de suflete. Wow. Mâine dimineață mă duc și pregătesc pentru 80 de oameni mâncare. Bravo. Ce frumos. Dar nu te gândești că e o plată pe care tu trebuie să o faci așa, să te ierte Dumnezeu pentru ce ai făcut? Pentru mine a plătit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la cruce acolo, a murit pentru păcatele mele. Eu cred în ceea ce a făcut El la cruce și acum fac din dragoste pentru ceea ce El a făcut pentru mine la cruce. Gheorghe, aș vrea să te întreb până la urmă, cum ai reușit să le câștigi încrederea totuși acestor oameni de la biserică? Pentru că probabil că ar fi auzit și ei, băi, Gheorghe s-a ocupat cu nenorocit. Da, m-au cunoscut mentorul care s-a ocupat din creșterea mea spirituală. V-am spus, sunt și oameni care cred în puterea lui Dumnezeu. Și au crezut că Hristos, Iisus Hristos, Dumnezeu care schimbă vieți, transformă oameni. Și eu sunt un om transformat, un om schimbat. O trebuie să treacă 8 ani de zile. După 8 ani mi-au încredințat slujba asta care o am acum la biserică și mă ocup doar de nevoile oamenilor săraci în zona aici, în Târgu Ocna, respectiv, și nu și prin alte localități, când e nevoie. Dar acum câștigi bănuți, adică ești bine din punct de vedere financiar, că e ciudat, nu, înainte câștigai mulți bani. Trăiesc undeva la limită, adică nu-mi permit multe lucruri, dar am strictul necesar și mă mulțumesc cu asta. Dar pe vremuri în casă ai mulți bani, nu din toate casele astea sparte. Pe vremuri câștigam, da, din hoții, din câștigam, trăiam bine. Da. Da, ia zi-mi, care a fost cea mai mare sumă de bani pe care ai găsit-o tu într-o casă când ai spart-o? Sau nu știu, cele mai scumpe obiecte? În Franța am furat undeva o sumă mare de bani, au fost 550.000 de franci. Wow! Erau în casă acolo undeva? Da, în casă la cineva, da. Aveai pont?
te duceai la pont. Da, numai la pont am acționat. Dar de unde se dădeau ponturile astea? De la apropiați, de la menajere, de la paznici? Nu, menajerele nu dă. Prietene de familie, prietene de familie. Incredibil. Invidios. Și cum ca să vezi să mai chem oameni în casă. Cum ați intrat în cercul ăsta să aflați atâtea lucruri? Prieteni de familie care spun cum că respectiv iau bani în casă? Foarte ciudat. Păi vedeți, haideți să vă vând un pont. Deci așa nu cred că o să am probleme cu poții de țara asta. E, lasă-i să se mai rărească. Da. Dacă doi prieteni buni de familie prind de urcă, unuia îi merge mai bine și știi că are bani, se duce și caută oameni de ăștia care se ocupă cu lucrurile astea. Vă dau un pont, uite așa, vă dau și cu la discuții. Nu pot să cred. Deci din invidie. Incredibil. Da. Dar până la urmă vreau să te întreb ce ai făcut cu, ce ai făcut cu banii pe care i-ai câștigat. Că... Păi dacă nu i-am câștigat cinstit și am... I-ai ciorit. În toate părțile, da. N-am avut o... N-am realizat nimic din banii. Ți-ai luat șampanii pe Coasta de Azur? Ai luat vreun iaht, l-ai închiriat? Ai trăit, n-am închiriat iahturi de astea. Nu, n-am avut chiar așa sume mari de bani. Păi ăștia 550 de mii, cum i-ai... Dar vă dați seama că n-am fost singur la banii. Dar câte ați fost atunci la lucrare? V-am fost 4 inși și ăla care ne-a dat pont o lua jumate din bani. A, deci așa funcționează. Da, păi se plătește tot. Rămân, ne-a rămas și nouă suficient cât să ne distrăm. Auzi, păi și oamenii ăștia care au foarte mulți bani, nu-și pun și ei alarme, n-au pază, sisteme acum, de... Acum da, acum au început să-și pun alarme, și au atunci... început să... camere de supraveghere, da? Păi și milionarul ăsta cu 550 de mii de franci în casă, n-avea și el un paznic acolo? Cum ați intrat? N-avea pe nimeni. Ce vă spun eu acum, 15 ani în urmă, ce vă povestesc acum. Eu de 12 ani nu mai fac absolut nimic, nu mai, n-am înșelat un om. Gheorghe. Deci dacă dumneavoastră găsiți un om să-mi dovedească că eu măcar l-am înșelat sau l-am mințit... Asta vreau să le dai un sfat celor care fură în continuare, da, hoților. Ce poți să le spui acum, tu, unul care ai făcut așa ceva în trecut și te-ai schimbat radical, n-ai mai pune mâna pe un fir de ață în viața ta? Dă-le și lor un sfat, cum îi convins să renunțe la hoție? De convins nu pot să-i convins, dar un sfat le-aș putea, dar oricât de mult ar avea, oricât de mult ar fura, ce vine câștiguri ilegale, nu se poate realiza niciodată. Și care dacă mă aud hoții, acum ei știu că banii cât de ușor îi fac, așa de ușor și se duc. Ai dreptate. Chiar ăștia cu bani mulți, interlopii ăștia pe care tot îi văd, au până la un timp, dar la un moment dat tot ca jos, nu rezistă, că nu-s făcut cinstit. Perfect. Gheorghe, ultima secundă, în afară de tocăniță de cartofi, mai zi-mi o minunăție culinară. Păi orice, nu știu, știu mult, eu gătesc. Orice. Ce surpriză le-ai adus tu șefilor? Poftim? Ce surpriză le-ai adus tu șefilor? Aia dulce. Le-am adus turtirupti sau șurpi. Asta, cum e turtirupti asta? Cum e asta, mai băieți, mai că foarte, sună foarte bine, mai. Băi, chemați-mă la București să vi-l pregătesc. Hai că te chemăm la București, băi. Da. Foarte bine. Fiți și vi-l fac. Mă țineți acolo la vreo 2-3 zile și vi-l gătesc. Da, da, așa și măi. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, Gheorghe. Mare băiat, Gheorghe. Ce facem, domne? Ce facem acum?